Astăzi, Bujor Nedelcovici prezintă ultima sa lucrare, Jurnalul unui cântăreț de jazz. În 2013, la editura Alfa, a apărut cel mai recent roman al lui Bujor Nedelcovici pe piața românească, se numește Jurnalul unui cântăreț de jazz. Acest roman se petrece în mediile franțuzești cu personaje din Franța, deși o mare parte din personajul principal cuprinde singurătățile vieții autorului însuși. Romanul Jurnalul unui cântăreț de jazz face parte din ciclul romanelor pe care le-am scris în Occident și am schimbat cu această ocazie în universul de timp, de spațiu și l-am adaptat la Franța, la Paris. Lucrul acesta nu mi-a fost destul de ușor pentru că eram obișnuit în universul imaginar, ficțional, spațial al României. Dar cu timpul și destul de repede am simțit nevoia să mă adresez cititorului francez. Lupi, nu mai sunt de recunoscut. Poartă cravată, se plimbă în limuzine elegante, frecventează bordeluri și păzesc turmele oilor imbecile. Este un roman al singurătății. În sensul că personajul Pascal, m-am gândit la filozoful Pascal pe care îl apreciez și care mi este profesor de nopți și de insomnii, nu mai vrea să vadă, nu mai vrea să audă, vrea să rămână singur, însoțit de pisica lui adorată, Bill. Da, sunt un orb care este orb când nu vrea să vadă și vede numai când frumusețea din fața ochilor merită să fie privită. Singurătatea lui este îmbogățită pentru că el e cântăreț de jazz la pian. În așa fel încât își cumpără un pian, pentru că își lăsase pianul la soția lui, de care se despărțise, și începe din nou să facă exerciții de pian. După un timp își găsește un post de pianobar la un bar care e într-un cartier foarte frecventat de străini. Însă, surpriza, ca întotdeauna într-un roman, e că a primit o veste din partea unei foste iubite care trăiește în altă țară, l-a găsit prin e-mail și a început să corespondeze cu ea. Deci singurătatea începe să slăbească prin această corespondență, prin acest contact fictiv, imaginar. Azi noapte am visat că m-am întâlnit cu mine, cel din realitate, doar că eram în vis. Ne priveam ochi în ochi și el îmi spunea: aș vrea să fiu iubit de cineva, sau mai degrabă, să iubesc pe cineva. Pe măsură ce trece timpul în roman, el se vede reîmplinit ca om, ca spirit, ca senzație, ca erotism și, până la urmă, accidentul apare, în sensul că el, fiind cântăreț și la trompetă, are de mult niște sechele la plămân, a avut o operație de toracoplastie, i-a tăiat un plămân și încet, încet boala se accentuează. Nu pot să trăiesc fără muzică și uneori mă trezesc că degetele îmi joacă pe clapele imaginare ale unui pian imaginar.
a cunoscut eliberarea din singurătate, salvarea prin muzica de jazz. Eu ador jazzul pentru că e reconfortant, vital, să ascultați jazz pentru că trăiești, dansezi, te ridici după scaun și dansezi singur ca un nebun. Ray Charles, Tom Jones și toți ceilalți, bebop și toată cultura jazzului mi este foarte apropiată. Nu mai pot să fiu trist când ascult muzică de jazz. Și la sfârșit și el se împacă cu sfârșitul care îl trimite pe lumea cealaltă alături de pisica lui adorată Bill. Întotdeauna am fost tentat, rațional, dar și instinctiv, să mă detașez de mine. Dar nu se poate o detașare totală. Este, nu știu cât proporție, jumătate, un sfert, dar este în Pascal. Și eu sunt în Pascal. Pascal este în mine, pisica Bill este în mine și în realitate, dar totul este îmbrăcat într-o ficțiune de tip romanesc. În 1987, Bujor Nedeljković rămâne la Paris. Se hotărăște să rămână definitiv la Paris. Asta pentru că în țară un scenariu de film Faleze de nisip a fost interzis, publicul românesc nu l-a putut vedea, și anume chiar de la nivelul cel mai înalt, de la nivelul lui Ceaușescu. Mai apoi, romanele pe care a avut să le publice au fost și le cenzurate, oprite de la publicare. Avea destul de motive să rămână la Paris. Am plecat în 87 din mai multe motive. Pe scurt, în 83 mi s-a interzis un film, Faleze de nisip, adaptarea unui roman Zile de nisip, interzis personal de Ceaușescu la o conferință ideologică de la Mangalia. Noroc că filmul nu s-a distrus, s-a dus la arhivele cinematografiei, la Jilava, și atunci și filmele puteau fi arestate. Dar motivul efectiv a fost că un roman, Al doilea mesager, a fost interzis, cenzurat. Mi s-a cerut 2 ani de zile să fac cenzuri. Eu n-am acceptat și l-am trimis pe căi clandestine la Paris. Acolo a primit premiul Prix de la Liberté și publicat de editura Albin Michel. M-am întors de la Paris și, evident, scandalul a fost destul de răsunător. Vorbea la Europa Liberă Monica Lovinescu, Virgil Runca despre acest roman și Uniunea Scriitorilor m-a obligat să-mi dau demisia din Asociația Scriitorilor, eram responsabilul de proză, să plec de la Almanahul Literar și toți colegii mei care erau în jur la secția de proză au votat ca să-mi dau demisia. Niciun protest, nicio alianță, nicio solidaritate, dar nu m-a impresionat pentru că tot ce am făcut în viață nu am contat pe alții.